Mulțumim lui Dumnezeu pentru onoarea care ne-o face să fim împreună obiectul acestei dragoste a inimii sale și mulțumim în mod special, așa cum spunea cântarea, pentru crucea pe care s-au plătit păcatele și nebuniile noastre. Mulțumim lui Dumnezeu că mai are răbdare cu noi și că iată-ne, astăzi suntem aici, în fața sa, sub influența Duhului Lui pentru care ne-am rugat cu toții, cu dorința să înțelegem ce-i cu noi. Și nu numai ce este ca informație, ci mai degrabă ce este ca soluție. Ce mai e de făcut? Cum e treaba? Încercăm să ne apropiem astăzi de o temă pe care, vă spun cu toată inima, o consider foarte actuală, o temă care face obiectul atenției și apăsării inimii lui Dumnezeu deopotrivă. Cum vedem? Există riscul ca acest calvar despre care am ascultat adineauri să devină inoperant, ineficient pentru noi, să pierdem salvarea veșnică din pricină că nu mai vedem, sau că nu vedem ce trebuie în ea, sau că nu vedem consecințele ei practice în viața noastră. Cum vedem lucrurile? Cum vedem viața? Cum vedem relațiile dintre noi? Cât din ce vedem e adevăr pur și cât este doar aparență? Are vreo relevanță acest capitol în experiența creștinului sau n-are? Ce credeți? Dacă ne-am gândit la sfatul martorului credincios, o fi important pentru noi să descoperim cum e cu vederea noastră sau n-are treabă, n-are nicio legătură viziunea sau percepția noastră despre viață cu realitatea mântuirii pe care ne-o dorim cu toții. La aceste lucruri, cu harul și cu voia lui Dumnezeu, vrem să găsim răspunsuri în minutele acestui studiu. Vă spun, în temere de Dumnezeu, nu am avut vreo clipă intenția să lovesc într-un ceva sau înspre ceva. Consider acest studiu că mi se potrivește direct. De dimineață povesteam cu soția la un moment dat și așa îmi reproșa că nu pricep eu când îmi spune niște lucruri. De ce nu pricep oare? Mă întreb. Pentru că nu cred că e în felul respectiv. Asta așa, dacă îmi permiteți o mărturisire publică. Nu ne putem lăsa ajutați dacă nu considerăm obiectiv punctul de vedere care ne este semnalat. Deci cineva spune, nu prea e bine cu tare. Și dacă eu nu văd că are dreptate ce îmi spune, nici nu-mi propun să schimb ceva. Nu? Am fost la medic oftalmolog nu de puțină vreme în urmă, dar nici foarte de multă, și printre lucrurile care le-am primit ca sfat de la medic a fost să-mi cumpăr niște picături, da, pe care nu mi le-am cumpărat până astăzi. Adică tipic adventist reformist, aplicat în viața particulară. Nu trebuie, nu simt că aș avea nevoie de ele, nu au treabă cu vederea, mai degrabă treabă cu stratul de lacrimă, nu, care acoperă ochiul nostru a fiecăruia și care zicea medicul că e cam subțire și ar trebui ajutat. Zicea el, probabil că zice bine, dar dacă eu nu pricep, degeaba zice medicul bine. Cum vezi viața ta? Vine martorul credincios, acela despre care cântam noi împreună. Că am vrea să fim cu el, că am vrea să luminăm pământul cu lumina aceasta a lui. Să nu-i lăsăm pe oameni să piară în întuneric și el e lumina lumii. Vine acest martor credincios la mine și spune, Radule, te crezi că vezi bine și ești obiectiv și cu tare și nu știi că ești orb. Te sfătuiesc, dacă ai minte în cap să pricepi că așa este, să rezolvi treaba asta cu mine. Asta este pe scurt oferta lui Dumnezeu pentru dumneavoastră și pentru mine, dacă considerați că aveți vreo problemă. Dacă nu aveți nicio problemă, păcat că o să vă pierdeți următoarea de jumătate de ore degeaba.
Sper să fie doar jumătate de oră. Deci, te sfătuiesc, dragul meu, pentru care mi-am dat viața, să mă crezi că nu vezi bine și să accepți să schimb eu, singurul care chiar se mai poate implica în salvarea vederii tale, să rezolv treaba asta. Am o alifie potrivită. Balsamul de Galaad. Cum este treaba? Nu cum pare. Nu știu dacă ați auzit oameni spunând în jurul noastră, am văzut eu cu ochii mei, nimeni nu mă poate înșela. Nu, domn, nu mă buri, am văzut eu. V-a zis cineva vreodată? Sau să-i fi spus cumva într-o discuție unui coleg al tău, ai cum de nu vede, domne, e clar, toată lumea vede, numai el nu vede. Adică e clar, e vizibil, e de la o poștă să vede. Sau să-i spui cumva, nu, nu e așa, nu înțelegi, nu înțelegi. Tu nu înțelegi. Dar mă întreb, nu cumva eu nu înțeleg. Ai curajul să te întrebi în inima ta și mă întreb în oglindă și eu pe mine însumi. Ai curajul, Radule, să te întrebi în inima ta, dar cumva tu nu înțelegi. De ce ești așa sigur că celălalt nu înțelege? De ce suntem atât de siguri de părerile noastre în general? De ce suntem așa de puțin permeabili la sfat? De ce? Probabil că sunt mai multe răspunsuri. Vă rog, în temele Dumnezeu, cercetează-se, dar fiecare pe sine însuși, spunea Dumnezeu. Încerc și eu să descoper în dreptul meu. Și mă gândesc în dreptul meu că un mare cuvânt îl are de spus, ceea ce în viziune profeta recunoștea din partea lui Dumnezeu că se află drept titlu pe lista lungă a păcatelor omenești, și anume mândria sau trufia mea. Cred că e bine ca mine. Vin cu argumente, îmi cred mecanismele de gândire și cred, domne, că așa este, gata. Și dacă cineva îmi spune că ar fi altfel, risc să-i spun, nu pricepi? E simplu de vrece. Cum de nu vezi? E evident. Depinde cum vedem. Matei 6, Domnul Iisus spunea, ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta. Cred că ați întâlnit, măcar o dată în viață, oameni orbi. E cutremurător să te gândești măcar o clipă, Doamne, cum s-o simți omul ăsta? Cum e viața pentru el? Să nu știi dacă e soare sau dacă e nor. Să nu știi diferența între mov și ciclamen. Să nu știi cum arată portretul unei vrăbiuțe sau unei ciucârlii. Sau să nu știi cum arată câmpia verde sau pomul înflorit. Să nu știi. E adevărat că au ei alte daruri mult mai ascuțite, se pare, decât cele ale noastre care vedem, pentru că așa compensează Dumnezeu. Au auzul mult mai dezvoltat, au alte simțuri mult mai dezvoltate, dar ce păcat să nu poată vedea. Da, ochiul e lumina trupului. Acum ne referim noi spiritual. Ce păcat să nu vezi frumosul în celălalt. Citesc din memorie, așa mai cu aproximație, un rând inspirat. Spunea în numele lui Dumnezeu profeta, e mare tristețe să nu vezi în alții o capacitate mai mare decât în tine însuți sau daruri mai mari decât în tine însuți. Zice, crucea geniului neînțeles. Adică ce trist pentru mine că eu pricep toate lucrurile și ăștia atât întunecați sunt în jurul meu că nu pricepe nimeni nimic. Solomon mai la bătrânețe, în halul acesta ajunsese, spune cuvântul lui Dumnezeu. Încruntat, nemulțumit, ofticat de viață, toată lumea era prea proastă să priceapă ei din privire, domnule, ce-i trece prin capul lui înțelept.
Și așa de amărât era. Ce tristețe! Prin diferență cu Domnul Iisus, care nu numai că vedea realitatea și că nu condamna pe nimeni, că nu vede și acel cineva, acei ceilalți, nu văd și ei realitatea aceasta, dar superb despre ei citim, despre el citim, vedea și ce nu se vede. Zice că el vedea, citesc, în fiecare ființă omenească, nu ceea ce oamenii erau, ci ceea ce urmau să devină prin harul său nemărginit. Te uiți la un om ofticat, parșiv, rău, alunecos, cine știe, așa pește, îți scapă din mână și nu-l vezi decât ca un băiat de treabă, serios, nobil, demn, etc., etc. Cum? Vine altul de lângă tine și îți dă un cot și zice, bă, ești imposibil, deschide ochii, tu nu vezi, omule. Zice el, ăsta cu viziune, că el vede cu ochiul lui ce vede, ce este. Dar dacă peste un an jumate nu mai este nicicum acest lucru pe care el îl vede, dacă este realitatea aceea pe care tu o proiectezi prin vederea ta cerească, unsă cu balsamul de Galad, și tu îl programezi fără să-ți dai seama prin atitudinea ta nobilă, pe omul pe care îl vezi frumos când el de fapt e urât, îl motivezi să devină frumos. Asta este Evanghelia. Când Dumnezeu spune despre tine, n-are niciun cusur, e desăvârșit în toate lucrurile, despre soția lui, despre logotnica lui, să ne fie cu iertare. Chiar așa suntem aici la Bucov, sau mă rog, cei care ne urmăresc în alt fel, acolo unde sunteți dumneavoastră, așa sunteți, fără niciun fel de pată sau zbârcitură sau ceva de felul acesta. Perfect, așa suntem. Sau așa ne vede prin har. Și ne place, că ne încurajează. Ha, bun, și acum rândul nostru, și noi cum vedem pe ceilalți în jurul nostru? Devenim deodată obiectivi. Și dacă ar deveni și Dumnezeu obiectiv cu noi și ne-ar vedea cum suntem în halul în care suntem și cum merităm prin consecință, cum ar rămâne? Deci harul e bun pentru mine, dar pentru celălalt semen al meu, de ce să n-aplic același har? Iată cum se înlănțuie lucrurile între ele. Cum vedem, frații mei? Vă propun un experiment simplu, mă bazez în mod deosebit pe cei mai tineri participanți la adunarea noastră. Până într-o 100 de ani toți suntem tineri. Dacă vreți să vă dați părerile, mi-ar pica mult mai ușor și mai bine. Hai să vedem. Cum? Vedem. Vă rog să vă uitați dacă se vede. Nu știu dacă se vede. Hai să vedem. Vă uitați atent? E cam multă lumină. Dacă vă uitați așa atent dintr-o parte într-alta, vreau să vă rog frumos să îmi spuneți câți dintre dumneavoastră observați dacă această imagine se mișcă sau nu se mișcă. Da? Cine dintre dumneavoastră vede că se mișcă? Mulțumesc! Încă o dată întrebarea, cine dintre dumneavoastră nu vede că se mișcă? Deci vede că nu se mișcă, că e spălocul cu ei. Da. Mulțumesc! Am citit despre această imagine pe care și eu văd că se mișcă pe computer, se vede mult mai clar decât se vede acolo. Că nu se mișcă. Deci cei care au răspuns a doua oară au dreptate. Noi ăștia care am răspuns prima dată, în care mă includ și eu, n-avem dreptate. Unde se mișcă, domnule, nu se mișcă. Ți se pare? Au explicat medicii, este un fenomen care este mințirea, nu? Pe care o exercită creierul nostru asupra ființei noastre. Pentru că așa ai făcut desenul, când miști privirea dintr-un loc în altul, se pare că partea de altă parcă un pic a tremurat sau cumva așa, parcă nu-i cu totul liniștită poza la locul ei. Da, nu, n-are treabă. Deci nu e animație care să tot miște acolo ceva, e pur și simplu o poză simplă, un desen. Ne păcălește ochiul, se pare. Mulțumesc frumos că ați avut sinceritatea să-mi spuneți cinstit. Acum vreau să vă întreb cinstit, pe cine? Pe cavalerul mic, îl rugăm. Fii atent că pentru tine e întrebarea. Să ne spui ce vezi tu în poza asta. Andra, la mine în geantă este prezentul.
Mulțumesc, dacă vrei să-mi aduci. Hai să vedem. Te rog frumos să încerci să ne descrii. Deci ce vezi tu acolo? În partea mai... Da. Dar nu prea vezi tu din locul în care ești, nu prea se vede, Domnule, ce să mai... Prea multă lumină. Mai putem reduce lumina? Mulțumesc mult. Hai să încercăm. Da, din păcate. Poți să tragi tu ultimile perdele? Mersi. Să vedem dacă totuși reușim până la urmă să vedem cumva. Așa. Deci, da. Da, cu toată bunăvoința dumneavoastră, nu cred că o să vedeți mare lucru. Hai să vedem totuși, ce vezi tu de acolo de unde ești? Spun mai tare, un pic. Un desen făcut pe asfalt. Nu? Da, păcat că nu-l putem vedea. Impresia pe acest desen în alte condiții optice, nu, pe care noi nu le puteam avea astăzi, este că în partea de sus mi-au descris că vedem niște blocuri, aici sunt niște oameni în spatele unei balustrade, iar în jos se vedeau alte blocuri reflectându-se, nu? Și în jos ca o lavă. Este aici undeva, păcat că nu se vede, este un nene care aproape cade în groapa asta din fața lui. Mi-au spus oamenii că acel om e în primejdie să cadă. Deși, de acolo de unde este, cum, Ștefi? Ștefi spune că de fapt nu e nicio gaură, nu e nicio lavă, nu e nicio... Da, e un desen făcut pe asfalt și care lasă impresia aceasta. Hai să vedem, poate avem mai multă șansă să vedem ceva în următoarea poză. Vedeți ceva? Se vede? Cine încearcă? Ce vedeți? Cineva care vede cât de cât. Hai să încercăm să descriem. Cum? E un submarin care iese din asfalt. Da? Deci asta e coada de la submarin. Aici sunt niște clădiri. Iar aici sunt bucăți de beton din fața acestei clădiri. Și aici e o mașină smart, făcută de Mercedes, nu? Așa, când a ieșit submarinul din beton, săracul smart era parcat chiar acolo și acum a ajuns într-o poziție destul de neplăcută, nu? Da. Poza următoare spune la fel. Aici se vede mai bine, nu? Deci uitați, pompierii au venit, anunțați de poliție, lumea în jur, asta e o clădire din Milano, în mijlocul centrului din Milano, în mijlocul pieții cetății, a apărut în beton, în loc să iasă din apă, știți că mai iese din când în când submarinul afară, a ieșit în beton, așa, în apă, în betonul orașului. Zice poza. Explicația zice că a fost făcută noaptea precedentă toată povestea asta, nu circulă submarinele pe sub pământul de sub Milano, că n-au cum. Au făcut o groapă, l-au ascuns acest submarin, numai partea lui de sus, că n-au putut să facă o groapă de mare. Și atât de bine au făcut-o cu oamenii, observați câte sute de oameni sunt în jur, se întreabă, că așa pare, ochiul, și am văzut cu ochiul meu. Nu contestă nimeni că o-i fi văzut. Dar are treabă cu realitatea ce ai văzut sau numai cu impresia? Hai să vedem în următoarea poză. Ce vedeți? Cineva care vede acolo în computer, zine tu, Sebică, ce vezi acolo pe poza din dreptul tău? Să vedem dacă cei din sală văd la fel. Ce vezi? Un om care se ține de un... Așa? Stă în aer. Se ține de un ceva, nu? Da. Și unde crezi că se află omul ăla față de nivelul pământului? La o înălțime foarte mare. La o înălțime foarte mare, nu? Observați? Un om, nu prea se vede la noi așa, aici e piciorul lui, capul, nu? Și mâna cu care se ține de această bară și aici jos e orașul, străzile, sensul giratoriu, deci probabil că e la peste 150 de metri altitudine. Pe o clădire agățat. Întrebare. E poză sau e joacă pe Photoshop? Ce ziceți, băieți? E adevărat sau e păcăleală? Ha?
Tare. E joacă. Da, Alex, ce crezi? La fel. Că? Este editată. Este editată poza, da? Ladis? Zic că e adevărată. Da, ne-am încurcat de trei înși. Există deja două păreri. Mulțumim frumos, băieți, pentru colaborarea voastră. Da! Uitați-vă ce treabă, experimentul pe care băieții l-au oferit cu tot dragul lor, s-au uitat trei înși la aceeași poză, doi au spus că este păcăleală, unul a spus că e adevărat. Cine a văzut bine? Păi Ladis a văzut bine de data asta și băieții s-au uitat atent, dar n-au interpretat corect ce au văzut. Deci nu e editată poza. Există o modă în Rusia ca oamenii să se cățăre pe clădiri foarte înalte, cu riscul vieții, unii dintre ei mor, există statistici câți au murit deja, și să-și facă poze la asemenea înălțimi. Este una dintre aceste poze. Deci nu e păcăleală. Hai să vedem alta. Da? Hai să-i întrebăm tot pe băieți. Mai încercați odată? Băieți, ce vedeți acolo? Ștefi, o doamnă care... Într-un lift, da. Și ce se întâmplă cu liftul ăla? Tare! La podea. Așa? Este o sticlă. Da? Și se vede jos. Și se vede jos. Cum cad? Ce cade pe în jos? Nu cade nimic. Ha? Plăci. Da. Bun. Așa? Alex, ce vezi? De fapt, sunt niște monitoare care... Cum? Niște monitoare, vezi, da? Care redau această imagine. Așa, Ladis? Același lucru ca... Da, da, interesant. Da. Da. Băieții au văzut bine de data asta și toți trei au văzut la fel. E o sticlă, spunea Ștefi, sau sunt niște monitoare, 9 monitoare, care sunt din sticlă, nu? Spuneau băieții. Și care arată ce? Când această persoană, care nu prea se vede aici undeva, aici este o doamnă în colțul ăsta, a călcat pe suprafața liftului, a văzut că sub ea s-a făcut golul din, cum să zice, turnul liftului și că încep să cadă hârtiile care le avea în mână, nu? Dosarul respectiv. Uite cum se... Da, și impresia este că s-a rupt podeaua cu tine și ai picat în gaura liftului. Zice povestea de sub această animație, care băieții au văzut-o clar, că este făcută electronic, nu? Pe niște monitoare, că au fost oameni care au leșinat în liftul ăsta. Chiar au crezut că au căzut în gol. Ah! Și de fapt nu căsărbă nimic, era o podea făcută. Cum? Da, vreți să ne spuneți ceva? Da. Cum? Nu cred că ne ajută, o să încercăm... Da, nu, e independentă una de cealaltă. Deci aici doar eu o văd mai bine. Da, păcăleli. Sunt tot mai rafinate aceste păcăleli în vremea sfârșitului. Oamenii sunt supuși unui fel de experimentare virtuală, zice. Adică nu e realitate, e o păcăleală așa care se... Pui niște ochelari anume și vezi 3D, adică vezi în jurul tău ca și cum ai fi acolo. Și poți să-ți pui un film și se pare că vin soldați în jurul tău cu arcul și cu caii și cu așa și de fapt dacă îți dai ochelarii jos nu vezi nimic, nu-i nimeni. Dar așa ți se pare. Și poți spune, am văzut cu ochii mei. Cum vedem? Câteva aplicații directe. Să vedem despre Domnul Iisus. Un verset în Matei 23 cu 55, oare nu este El fiul tâmplarului? Nu este Maria mama lui? Și Iacov, Simon și Iuda nu sunt frații lui? Nu sunt surorile lui printre noi? Și așa mai departe. Știm adresa, Nazaret, strada cu tare, adică nu ne păcăliți pe voi, pe noi așa ușor cu povești de-astea, îl știm, l-am văzut cu ochii noștri. Chiar au văzut? Ce au văzut? În trestia aceea neinteresantă, din ce au văzut? Priviți alt răspuns despre același personaj. Tot Matei, Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Cum e posibil să te muiți la aceeași persoană
Și să spui, știm, stă pe linia mare sau stă pe, nu știu cum, strada Atalea, nu știu cum, sau că știm noi că stă pe noi, cu noi în sat. Și știm frații și unchii și cutare. Știm, am văzut. Și de fapt să nu știe nimic, habar n-aveau. Plin de sine, școliți, îngânfați, nu știau nimic. Și vine un pescar prăpădit, căruia i s-au deschis ochii prin Duhul Domnului și spune, tu ești Hristosul. Știți, Domnul Iisus ce frumos i-a spus, nu carnea și percepțiile tale rafinate te-au ajutat, ci Duhul lui Dumnezeu ți-au deschis ochii. Oare suntem vreodată obiectivi? Versetul. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul, când colo tu ai o bârnă într-al tău. Și apoi cuvinte dure, fățarnicule, frații mei, așa ne spune tuturor deopotrivă și nouă și probabil și dumneavoastră aici prezenți, tineri sau în vârstă. Când vedem foarte clar ce a greșit celălalt, Domnul Iisus spune cu mare amărăciune, ah, fățarnicule, cum de nu vezi problema ta și vezi atât de atent și te uiți, zice, ce vezi tu, de ce te uiți în alte traduceri, atât de cu băgare de seamă la paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți atent mai degrabă la propria ta problemă. Chiar om avea vreo problemă. Când îți zice cineva, nu vezi bine, nu-i drept așa, ești dispus să accepți că probabil nu vezi? Sau imediat vii cu un set întreg de explicații pentru care să nu spui că ar avea el dreptate. Și deja, nu? Îi explici că e ca tine. Iisus le-a zis, am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce văd să ajungă orbi și cei ce nu văd să vadă. Unii dintre farisei care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, i-au zis, doar nu am fi și noi orbi? Ne jignești. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem, de aceea păcatul vostru rămâne. În 2000 de ani de creștinism, cred că nouă la Biserica Laodiceea cel mai tare ni se potrivește acest verset. Auzim atât de des spunându-se în rândurile noastre, avem tot adevărul. Oare? Adevărul este o persoană. Îl vedem? Îl cunoaștem? O avem pe această persoană? Dacă nu, n-avem adevărul. Nu vedem nimic, ni se pare că suntem bine, că suntem în regulă și nu știm că suntem nenorociți, disperați, săraci, orbi și goi. Cea mai mare problemă, când zicem că e bine cu mine, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi, zice Domnul Iisus, nu știi. Nu știu de câte ori mi s-o fi întâmplat și mie, nu vă spun și dacă aș ști. Gândiți-vă în dreptul dumneavoastră, oare cum e cu mine? Fiecare în parte. Ce înseamnă să fii orb? În dicționarul englez sunt peste 30 de sensuri ale cuvântului. Le-am luat pe primele trei. Este orb înseamnă incapabil să vezi, fără simțul vederii sau nedispus sau ne în stare să percepi sau să înțelegi. Deci orb nu e numai ăla care are probleme cu desprinderea de retină, cu nervul optic sau cu centrul de vizual, nu, de pe creierul nostru, nu? Sensul 2, orb este cine nu vrea să vadă. Adică vezi, dar te faci că nu vezi. Închizi ochii minții voluntar și spui nu e așa. Asta chiar că mă înspăimântă. Până și în lucrurile vremelnice, oamenii recunosc că ăsta e sensul cuvântului. Sau lipsa conștiinței. Nu știi cum te afli. Ești orb
Că nu vezi. Toată lumea vede în jurul tău și tu nu vezi starea în care te găsești. Inconștiență. Nu? Câteva exemple. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat. Nu zice că a citit prospectul despre el, ci că a văzut dintr-o poză, vezi dacă e bun. Există ciuperci foarte frumoase la învățișare și un copil ar crede că am văzut că-s bune. Pune pe limbă, mănâncă două ciuperci, dacă nu-l duce la spital cineva în următoarele două ore. Nu? Știți că există astfel de variante. Cum să vezi că ceva e bun de mâncat? Așa scrie Biblia. Și că e plăcut de privit și că e de dorit să deschidă cuiva mintea. A luat deci și a dat și soțului ei. A văzut. Ce a văzut? A văzut ea tot cortegiul de nenorocire în care va distruge planeta asta, toți copiii și nepoții Evei. I-a văzut miliarde. Nu. A văzut un pom frumos, cu un fruct plăcut, s-a gândit că merită. Și vorba despre noi, prieteni. Sau Lot și-a ridicat ochii și a văzut toată câmpia Iordanului, bine udată, în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, până la Țoar, era ca o grădină a Domnului. Ce a văzut? Edenul pe pământ. Și atunci ce a făcut? Versetul următor spune, s-a mutat în Eden, care s-a dovedit a fi blestemul și nenorocirea întregii sale familii. Ce a văzut? Eu ce văd când văd? Când alegi ce vezi, care e viziunea ta despre ca să alegi în cunoștință de cauză? Poate oare și un profet să nu vadă? Exemplu. Când au intrat ei, copiii lui Ișai, Samuel, profetul, adică, văzând pe întâi născut Eliab, și-a zis, negreșit unsul Domnului este aici înaintea lui. Și Domnul i-a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișare și la înălțimea staturii lui, că l-am lepădat. Și explicația superbă, Domnul nu se uită la ce se uită omul, omul se uită la ce izbește ochiul, dar Domnul se uită la inima. Vezi inima? Nu. Suntem groasnic de subiectivi. Nu vedem, ți se pare. Dincolo de o aparență inatractivă, adeseori spune cuvântul Dumnezeu, sunt oameni de o valoare inestimabilă. Dacă cineva s-ar apropia de ei, dacă ar avea răbdare și așa, ar înflori ei ca niște perle ale lui Dumnezeu. Ce păcat. Nu vedem. Profet Samuel, născut prin harul lui Dumnezeu, dedicat de la 3 ani sau de la cât, sau de la un an vârstă, dedicat direct Domnului, ce vreau să-l dau Domnului, a spus Ana. Un om extraordinar de credincios, n-a văzut nici el. Și atunci ne punem întrebarea, care e soluția? Cum putem vedea corect? Iată un alt scurt pasaj biblic. Nevasta lui Roboam s-a sculat, s-a dus la Silo, în casa lui Ahia. Ahia nu mai putea să vadă, căci se întunecaseră ochii de bătrânețe. Întrebare, era orb sau era cu vedere Ahia? Ce ziceți, după versetul ăsta? Păi era orb, de bătrânețe. Nu zice că mâncase grăsimi prea multe și orbise de diabet, de altceva, zice că era bătrân și nu mai vedea din cauza bătrâneții. Versetul următor. Domnul spusese lui Ahia, nevasta lui Roboam, are să vină să întrebe despre fiul ei, pentru că e bolnav, să-i spui așa și așa. Ea când va veni, se va da drept alta. Să ne imaginăm că slujitorii profetului Ahia nu erau orbi ca stăpânul lor, că erau mai tineri. Ei aveau vedere, ei nu erau orbi. Și au văzut o femeie din popor că intră. Vă întreb, și slujitorii ăștia erau orbi sau vedeau? Și Ahia era orb sau vedea? Vedeți că e relativă treaba.
Adică orbul Ahia vede pentru că cineva îi șoptește în ureche. Uite, de fapt, dacă ai vedea, ți s-ar părea că e altcineva. Dar nu este, eu îți spun care-i treaba. Cum poți să vezi obiectiv? Să recunoaștem că nu vedem și să cerem Domnului să ne spună El. Rugăciunea creștinului smerit care acceptă martorul credincios. Este așa, Doamne, deschide-mi ochii să văd. Știți contextul, nu mai insistăm? Și ochii slujitorului s-au deschis. Dumnezeu i-a arătat tot dealul, tot muntele împrejur, cu cai și cu care de foc, pe care nu-i vedea. Nici noi nu vedem îngerii. Ați văzut vreun înger vreodată? Ați văzut vreo știre a Domnului vreodată? Eu n-am văzut. Doamne, deschide-ne ochii. Deci, ce ne trebuie? Doftorie pentru ochi, să-ți ungi ochii și să vezi. Adică ne trebuie să acceptăm că nu vedem și să acceptăm tratamentul. Și de asemenea, zice, Hristos este lumina lumii. Dar pentru voi care chemați numele meu, va răsări soarele neprihănirii și așa mai departe. Lăsați ca lumina păcii sale să strălucească în suflet. Iisus le-a spus, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric. Care e soluția pentru neputința noastră de a vedea corect în viața noastră? Nu interpretăm corect lucrurile, nici cum, nu există om obiectiv. Știi, ai văzut o bucată de gheață pe mare și apreciezi cât de mare este. Păi are cam 40 de metri înălțime. Poți să apreciezi corect. În realitate să aibă peste 350 de metri. Pentru că 90, probabil, este sub apă. Vezi o bucățică. Nu că am văzut eu. Așa o fi. Dar cu înțelepciunea de la Dumnezeu te îndoiești de ce ai văzut și spui, mă, așa o fi? Ce-ar fi să întreb? Sau dacă cineva îmi spune că nu e așa, să plec urechea, să verific ce-ar fi să întreb pe Dumnezeu, ar fi cel mai sigur. Zice, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Da, nu? Trebuie să-i cerem Domnului să ne lumineze înțelegerea, ca să putem vedea corect și pe deplin. Dacă, acum condițiile, dacă ne umilim inimile înaintea lui Dumnezeu și ne golim de mândrie și de egoism, dacă avem o dorință sinceră să cunoaștem adevărul lui Dumnezeu, nu? Și dacă ne lăsăm îndrumați de El, se termina acest paragraf cu cuvântul ceresc. Vom putea avea lumina lui Dumnezeu în viața noastră. Rămâne acum ca fiecare dintre noi să alegem cum vrem să aplicăm, în ce fel îi cerem Domnului, cât de tare ne îndoim de obiectivitatea noastră înșine. Zice, astfel, lepădând de egoismul și primind, pentru că ne dorim, lumina lui Dumnezeu, soarele neprihănirii va străluci asupra minților noastre și vor lumina înțelegerea întunecată. Dacă se dea Domnul ca toții să experimentăm în felul acesta. Deci acceptăm diagnosticul și primim lumina Domnului Hristos. Astfel reușim să nu mai vedem lucrurile care ni se pare nouă că le vedem. Zice, noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la lucrurile care nu se văd. Nu ne uităm la cele văzute, pentru că sunt trecătoare. Ne uităm la cele veșnice, pentru că, chiar dacă sunt nevăzute, ele durează pentru veșnicie. Vă rog, în numele Domnului Hristos, haideți acum la încheiere să alegem să
cerem Domnului această experiență. Este libertatea fiecăruia dintre noi să-și creadă ochiul, care de regulă îl înșală, sau să-l încreadă pe Domnul Iisus, care a plătit cu viața ca să-l credem, când ne spune adevărul pur. Nu-i ușor, am urmărit de mult gândul acesta să tot întoarce asupra inimii mele, dar deși așa am făcut, nu înseamnă că am devenit obiectiv, nu înseamnă că am rezolvat problema. Astăzi vezi, peste o jumătate de oră, mâine, poimâine, nu știu când, nu mai vezi. Numai dacă depindem de Domnul Hristos, putem rămâne duși în brațele sale către mântuirea veșnică. Zice, poporul va primi mai departe, va privi mai departe de cărările prezentului spre câștigurile viitorului. Când războiul va fi fost împlinit, terminat, cei salvați vor intra în posesia pământului făgăduit. Curând o să-l vedem pe el, în care speranțele noastre cu privire la viața veșnică sunt centrate. Și în prezența sa, cărările și durerile acestei vieți vor părea nimicuri, spunea versetul de adineauri. De aceea nu cădem de oboseală, între încercările noastre ușoare, de o clipă. Ai probleme mari? Înseamnă că te înșală privirea. Nu avem nicio problemă. Aproape nicio problemă. Încercările sunt ușoare, sunt mici și lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Îmi doresc și în dreptul meu acest tip de privire și de vedere și astfel să nu mai cădem de oboseală. Privind cu fața descoperită ca într-o oglindă, să fim și noi schimbați după chipul lui Dumnezeu. Amin. Este rugăciunea pe care o am pentru sufletul meu înaintea Domnului și cred că așa vă rugați și dumneavoastră. Satana e expert să ne mintă, să ne scoată ochii cu aparențele. Și ar fi așa de trist să ne lăsăm înșelați. Haideți să rugăm pe Domnul să ne ajute să înțelegem cine suntem, care e realitatea în jurul nostru, cine este El. Și astfel să ne poată vorbi pe placul inimii noastre despre mântuirea veșnică, să ne poată ajuta să fim cu El în veșnicie. Amin.